Bună dimineața! M-am enervat la prima oră văzându-l pe președintele ANPC vorbind despre criza uleiului din acest weekend și încheiând discursul cu recomandarea trebuie oprită panica. Este afirmația pe care au făcut-o în ultimile 4-5 zile și Ciucă, și Cățu, și Ciolacu, și ministrul agriculturii, și Bode, și deci nu mai pot cu oamenii care zic opriți panica. Pentru că pe fiecare din papagalii ăștia, dacă îi întrebi, nu te supăra, cum vedeți dumneavoastră oprirea panicii, o să vezi că îi curge sânge din nas, pentru că nu îi duce căpățână la așa ceva. Și sub acoperirea acestor declarații de căcat, ei nu fac nimic pentru a opri panica. Și mi-am propus să vă arăt eu azi cum se poate opri așa ceva. În primul rând, panica este întotdeauna un element trebuie tratat în tu-s morți, mătii de bou. Era să calc un dobitoc. Traversa printre mașini. Panica este întotdeauna un lucru cu care nu te joci, care nu trebuie subestimat, nu trebuie luat în râs. Panica este expresia colectivă a anxietății, adică lumea o ia razna și nu se mai comportă rațional. Un om panicat nu se mai poartă cum îl știi tu că era și nu mai reacționează la triggerele obișnuite, iar dacă e într-un grup de panicat, s-a terminat lucrarea, adică lucrurile pot degenera foarte repede în forme foarte nasoale. Și panica trebuie combătută exact așa cum a apărut, adică panica se răspândește, da? De la om la om. Fix așa se rezolvă problema. Deci dacă vreți, dacă vă temeți de efectele panicii asupra prețurilor, pentru că da, panica, uite, ridică prețurile, trebuie să vă asumați fiecare din voi sarcina, misiunea, ziceți-i cum vreți, de a explica unui om, unui singur om, că nu are niciun motiv să se teamă. Și aici intrăm într-o problemă complicată, pentru că noi ne bazăm, noi ăștia care n-am intrat în panică, ne bazăm pe informațiile statului român. Iar statul român minte de îngheața apele tot timpul. Și nu pot să... Eu n-am curat să-i garantez cuiva acum, bă, uite-te la mine, știi că am fost ziarist, sunt informat, ascultă-mă pe mine, n-o să crească prețul la ulei, nu trebuie să cumperi 10 baxuri. Nu am curaj să fac asta, pentru că statul român comunică prostii sau nu comunică deloc sau comunică minciuni. Și vă spun ce ar trebui să comunice statul. Deci, da, noi ne asumăm sarcina să fiecare să educăm un om, ca să oprim lanțul ăla de panică pe care l-ar putea răspândi. Statul trebuie să facă două chestii. În primul rând, să măsoare amploarea panicii pe internet, că acum e ușor, ai instrumente, și să răspundă cu o forță de reacție mai mare. Adică dacă ai constatat că postările despre scumpirea uleiului au ajuns la 800.000 de oameni pe Facebook, fă Google o campanie, că se setează în 3 minute povestea asta, o campanie cu un comunicat bine scris, da, eventual în 3 variante, pentru intelectuali, pentru bătrâni și pentru bătuți în cap tineri, și dă-i drumul, fixează acolo obiectiv să atingă 1.000.000 de oameni în 6 ore. Și rezolvi jumătate din panică, adică atât e de ușor. Nu trebuie inventat un minister al cenzurii controlat de Arafat care să stabilească el ce e adevărat și ce nu. Nu. Trebuie lucrat fix pe câmpul de luptă unde se simte bine panica, da, pe internet, cu contramăsuri. E atât de ușor. Iar statul trebuie să mai facă ceva. Trebuie să ofere acele informații care pot susține teoria conform căreia uleiul nu se va scumpi. De exemplu, bă, câte fabrici de ulei avem în țara asta? Care-i capacitatea totală de producție a acestor fabrici? Care-i consumul României? Cât din uleiul ăsta se exportă? Nu mai zic că ar putea lua, că dacă oferă informațiile alea, uite, vi le spun la grâu, că pe alea le știu. La grâu vorbesc de viitoarea panicii a făinei. România produce între 20 și 30 de milioane de tone de grâu pe an. Da? 20-30. Știți cât e consumul? Între 5 și 6 milioane de tone. Deci România are grâu în plus în fiecare an cantități foarte mari pe care în mod normal îl exportă. Hai să zicem că faci din recoltă. Faci o depozitare egală cu recolta pe anul viitor, da? Cu necesarul. Din 30 de milioane, ai pus 6 milioane la adăpost, 6 milioane intră în consum, tot rămâi cu o cantitate foarte mare pe care e păcat să nu exporti. Și e păcat ca unii agricultori să nu se capitalizeze cu bani de afară. Deci să nu fim idioți.
La ulei, eu nu știu cifrele astea, poate că ele există pe undeva, dar în mod sigur, nici Ciucă, nici Ciolacu, nici nimeni nu le-a comunicat în cheia asta. Bă, oameni buni, hai să vă explic cum e treaba. Este mind-blowing cât de prost conduce statul român operațiunile de informare și în același timp se vaită că există dezinformare. Bă, e cum să spun, este... Mi-e și rușine să explic ceva atât de simplu. În vestul sălbatic se împușcau oamenii pentru că acolo oamenii au ajuns înaintea legii. Just like that. Cum a venit legea după ei? Șerif, lege, armată, reguli, stradă, sens giratoriu? Cum s-au terminat cu împușcat? Adică internetul este în acest moment un loc în care statul este, are cea mai jalnică prezență. Faptul că se întâmplă acolo lucruri care dăunează statului este by default, deci așa trebuie să fie până când statul să aibă dracu o prezență acolo. Este incredibil cum nu înțelege nimeni nimic, adică nu știu ce exemplu să vă dau. Nu știu, când s-a zis, nu știu, dar când s-a zis de vreun cântăreț că nu știu ce a făcut, că a lovit o fetiță. Ce face cântărețul, mă, în secunda de? Face o postare, un comunicat de presă, îl trimite și presie, îl pune și pe Facebook, în care spune: "N-am lovit-o pe fetița aia, n-o cunosc, în seara aia cântam într-o cârciumă." Bă, atât de ușor e, atât de ușor e. Și poate că băieții ăștia, oficiali ăștia care doar zic ar trebui combătută panica, ar trebui să și pună mâna în pula mea să o combată. Pentru că altfel, situația poate deveni foarte nasoală, pentru că nu uitați că suntem în... Nu e doar panica obișnuită, adică scumpirile sunt pe bun. Scumpirea energiei și gazului vor duce la creșteri de preț în ultima brutărie din țara asta, că n-ai, vin la facturile mai mari la cuptor, este by default. Scumpirea îngrășămintelor chimice va duce la recolte mai mici, adică cine a făcut azi 1 milion de tone de grâu va face 800 de mii, dar el va plăti mai mult pentru ele, că l-au costat îngrășămintele și o să pună prețul mai mare. Bă, nu trebuie să fii rocket scientist ca să înțelegi lucrurile astea. Pleci de la premizele astea, construiești o campanie de comunicare coerentă și oricum trebuie să stai cu ochii în patru, mai ales în perioada asta, pentru că pe lângă aceste consecințe logice ale scumpirilor, mai este și influența rusă, care, repet, Rusia nu vizează uleiul sau untul sau kendama sau abțibildurile cu jucării de la Lidl. Rusia gândește grandios la capitolul de dezinformare, ei fac orice ca să destabilizeze, iar dacă țara o ia pe un parcurs de destabilizare, ei bagă și acolo postări, bagă bani, bagă, adaugă informații, umflă, trag de ele ca acea rană pe care ne-am făcut-o singur ca proștii să se infecteze puțin, știi, să ajungem pe antibiotic, să mergem la spital, să nu mai fim noi relaxați că le ducem pe toate. Asta e cu panică. E atât de simplu. Oamenii de rând, dacă vor să oprească panica, ar trebui în primul rând să nu mai râdă, pentru că dacă râzi de un om și ăla vede că râzi de el, ăla se distanțează de tine și nu mai ține cont. Nu va mai ține cont niciodată de ce îi spui, pentru că va crede că îți bagi joc de el. Deci râsul ăsta online ar trebui să înceteze. Că proștii, bă, prost neprost, e un cetățean al României, are dreptul să fie informat corect și dacă nu e informat corect, nu e vina lui. Are mai puțină școală, asta e, așa a fost viața cu el. Dar își plătește taxele, da? Deci nu e un sub-cetățean. Și tu, pentru că ești cult în cap, ești vrosculă, ești pielea pulii. Mai rău decât el, pentru că ți-a arăs răutatea în loc să contribui și tu cât de cât la chestia asta. Adică eu în momentul ăsta, după ruși care bagă bățul prin gard în internetul românesc, eu aș pune ca a doua mare amenințare tot suficienți ăștia aroganți care râde, ai văzut pe prost ăla și-a luat ăla cu... Bă, și ce? Și ce? Ăla, deci eu cunosc oameni, am mai spus-o, oamenii foarte săraci, care oricum aveau o agendă cu toate cheltuielile lor ca să bată cap în cap cu pensia, pentru ăla faptul că uleiul nu mai e 8,50 lei, ci 12,50 lei, e o amenințare serioasă, pentru că și alte repere de pe lista lui se scumpe. S-au scumpit toate. La toți. Adică nu-i condamnați pe oamenii care nu se mai simt confortabili și au decizii proaste, săraci. Adică da, oamenii ăștia trebuie ajutați, mă. Trebuie învățați, trebuie informați, trebuie susținuți, trebuie acceptați așa cum sunt. Pentru că și tu te duci la All Inclusive în Bulgaria și ții de pe masa aia 6 farfurii și o porție triplă de piure, pe care nu o mănânci pe toată. Cum ar fi să apară unul prin hol? Eu doar zic, pe prostul ăsta cât și-a pus în farfurie, mânca mea e pula de sărac.
Deci, înțelegi? Greșelile astea facem toți. Ar trebui să ne le acceptăm unii altora și să ne purtăm normal și dacă ne temem că unii, făcând ceva, ne strică nouă prețul la șuncă, să ne implicăm prietenește. Gogule, fii atent, te rog eu frumos, nu mai face aia, că uite așa, 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 așa. Cum îi zici unui prieten să nu mai plescăie, că te enervează? Cum îi zici copilului să nu mai dea cu furculița în masă, că o să spargă ceva? Și fără să urli și fără să-l faci prost că faci asta, te rog să te adresezi azi, mâine, când vrei tu, unui om amărât despre care știi că a luat o razna și să-i explici, de-a fi rapăr, că panica și cumpăratul exagerat nu s-a lăsit cu nimic. Și gata. La revedere tuturor!